Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și, ca de obicei, fac astăzi citirea pentru vibrația acestui seri, acestei zile, acestui moment în care te uiți tu la etalare. Drăguții mei, am să văd întâi ce ne transmite Arhanghelul Gabriel, să vedem ce mesaje puternice dă către voi, apoi o să vedem un mesaj de la divinitate, și o să vedem și vibrația celui din mintea ta. Ok, drăguților, haideți să vedem ce ne transmit îngerii, Arhanghelul Gabriel, să vedem ce transmite către voi. Am să extrag 3 mesaje pentru sufletele voastre. Astăzi este portalul deblocărilor. Sper că v-a fost bine astăzi. Toate 3 au căzut deodată. Bun. La baza pachetului regăsim mesajul: fă cunoscut harul tău. Aveți un har deosebit. Este momentul să permiți și celorlalți să se bucure de harul tău. Dragii mei, sunteți minunați. Sunteți niște sufletele divine și vă felicit pentru acest lucru. Primul mesaj ne spune așa. Arhanghelul Gabriel ne spune următorul mesaj. Ai încredere că Dumnezeu te-a creat o ființă perfectă, care are puterea și cunoașterea necesară pentru a rezolva această situație. Arhanghelul Gabriel ne dă cumva mesajul că această misiune ți-a fost încredințată pentru că Dumnezeu a crezut în tine și a știut că ești ființa perfectă pentru a putea duce această rezolvare, această situație. Te-a ales pe tine pentru că ești puternică, te-a ales pe tine că erai perfectă. Al doilea mesaj, Arhanghelul Gabriel ne spune așa, mergi înainte. Folosește-ți energia oricăror dezamăgiri pentru a-ți hrăni proiectul cu emoție autentică. Ești autentică, ești perfectă, folosește-ți energia. Arhanghelul Gabriel din nou vă dă mesajul foarte puternic că sunteți perfecte și sunteți puternici. Al treilea mesaj ne spune așa, deschideți inima către iubire. Cu cât îți deschizi mai mult inima și hrănești cu iubire tot ceea ce faci, cu atât mai mult totul prinde viață. Foarte puternic mesaj. Cu cât îți deschizi mai mult inima și hrănești cu iubire tot ceea ce faci, cu atât mai mult de totul prinde viață. Tratează toată situația cu iubire. Haideți să vedem și un mesaj de la divinitate. Să vedem ce mesaj vă trimite în această seară. Ok. Divinitatea ne transmite în felul următor. Nu te voi lăsa fără mângâiere. Voi veni la tine. Un mesaj foarte puternic de la divinitate, că nu v-a uitat și că ruga voastră este ascultată de el, însă nu vă va lăsa fără mângâiere. Va veni la voi. Aveți încredere în divinitate. Doamne ajută! Doamne, fii cu noi! Ok, drăguții mei, acum să vedem energia celui din mintea ta. Să vedem unde este. Să punem niște întrebări și să îl spionăm un pic așa, să vedem unde este. Persoana din mintea ta este în acea energie în care încearcă să aibă răbdare. Se simte cumva pedepsit de divinitate, de Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, și încearcă să aibă răbdare
pentru a ajunge la voi. Este momentul acela când nu mai are răbdare, însă își impune să aibă răbdare. Își sacrifică cumva iubirea. Persoana din mintea ta are o problemă oficială. Fie că divorțați, fie că este cumva certată cu haina statului, cu legea. Ceva trebuie să rezolve în această situație. Ori să-și închidă un serviciu ca să vină către voi. O problemă oficială cu o persoană în haină de stat. Mai departe, unde e și ce faci? Este foarte îngrijorat la ora asta. Are gânduri, gânduri, gânduri. Este foarte obosit și gândește către voi. Este cumva cu privirea ațintită asupra voastră. Vă urmărește, vă face din privire, adică sunteți în gândurile lui. Este în cifra 33. Cifra maestrului, dar totodată 3 cu 3 e 6, este în energia îndrăgostitului, cumva gândește și revizuiește relația voastră, cum a fost, cât de minunat a fost, cât de special a fost, parcă și lumânarea îmi dansează, de ce? Ce vrei să faci? Ce vrei să faci după aceste gânduri? Ce decizie? Ce decizie ia? Se simte ca în închisoare. Se simte înstrâmtorat. Acolo unde este, se simte fără ieșire. Dintr-o situație fără scăpare. Vei lua atitudine asupra persoanei care ascultă din spatele telefonului meu. Această persoană va lua mișcarea către voi, va lua atitudinea să vină către voi, dar este o energie care gândește foarte mult și ia mișcarea foarte greu, adică face foarte greu lucrurile, parcă ar fi o energie de pământ care se calculează, se socotește, le pune cap la cap, precum croitorul, îl măsoară de 10 ori, mersul melcului. Dar într-un final va lua atitudinea către voi. Ce vei face? Care sunt deciziile tale? Care sunt deciziile tale? Este foarte secretos acest om. Ceva va mișca din loc. Dar însă această carte îmi spune că este vorba despre cineva în cifră de destin 9 sau data lui de naștere face 9, adică ori e născut în data de 9, 27, luna 9, ceva care îi dă cu 9. Acest om va face ceva într-un final, adică în sensul că va mișca lucrurile din loc. O schimbare va face în viața lui. Dar haideți totuși să vedem ce vrea să schimbe acest om. Ce vrei să schimbi în viața ta? Ce vrei schimba în perioada ce vine? Ce vrei schimba? Oh my God, acest om este într-un moment de sărăcie, într-un moment de
este în energia omului care nu mai are nimic. Dragoste nu are, atenție nu are, bani nu mai are. Este cumva într-o sărăcie a sufletului. Chiar dacă ar avea bani, este sărac sufletește. E ca și cum în trecut a ales cumva banii, iar roata îi se întoarce și rămâne exact în energia săracului. Cum să spun eu, atunci când aleg banii, rămân sărac cu sufletul. Adică nu poți avea și bani și iubire, decât să ții un echilibru puțin de acolo, puțin de acolo. Dar acest om cumva a ales avuția și a dorit foarte mult în viață să ajungă omul bogat, să aibă bani, bani. Omul bogat. Te vei îndrepta către persoana din mintea ta. Vei veni către ea. Ce ascunde acest om? Ascunde lucrul că își dorește un mare noroc în viața sa, să-și mai întoarcă cumva destinul, să aibă ceea ce a avut în trecut, ca să nu mai greșească, să aleagă. Adică dacă s-ar mai întoarce timpul, aș ști ce să aleg. Ceva de genul acesta. Își dorește foarte mult acest lucru. Dacă s-ar mai întoarce timpul, aș ști ce să aleg. Acest om simte că a îmbătrânit cumva. Atunci când a fost bărbatul privilegiat, adică a fost admirat și a fost respectat de dumneavoastră, n-a știut să aprecieze valoarea unde era pus, iar acum gândește că este mai matur și ar putea să valorifice acel lucru. În curând, zilele ce vin, nu se vede o mișcare la el. Aș minți ca să vă spun că se mișcă către voi. Această energie încă este stagnantă. Dar ceva va schimba în viața sa. Haideți să vedem ce vrea să schimbe în viața sa, totuși. Este în marea transformare. Vrea cumva să ia viața de la zero, să fie altfel de om, să ia cumva din energia voastră și să trăiască altfel. Vă are în minte felul în care trăiți voi, cel din spatele telefonului, și și-ar dori să-și manifeste viața în stilul vostru. Însă acum este axat pe bani. Bani. Încă mai este în acel echilibru să-și asculte sufletul sau să-și facă întâi un rost în viață. Să adune bani ca să vadă ce face cu iubirea, pentru că iubirea este la picioarele lui. Își va manifesta iubirea față de voi. Își va manifesta. Este asul de băte, ceea ce ne reprezintă un nou început în dragoste, o nouă oportunitate în pasiunea sa. De manifestat se va manifesta, dar nu foarte curând. Mai trebuie să așteptați. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru participare. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Nu costă niciun ban. Iar pe mine mă ajută acest lucru pentru ceea ce fac pe canal. Vă mulțumesc din suflet. Nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut etalarea mea și te aștept la etalările următoare. Bye, bye! Noapte bună!